자유의 자유리 예수다리에 마비루디 바라만디 마비루디 바라만디 자유의 하나 온수가 나빼하고 가슴 맘맘맘 Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Escu TV. Sunt Maria Ionicescu și vă propun în această emisiune un dialog cu jurnalistul Viorel Ilișoi despre România. Despre România aflăm din presa românească și internațională, din scurtele și sporadicele noastre voiaje în România, dar mai ales de la oamenii care vin, de la românii care vin de acasă, aici, să ne viziteze aici, în Canada. S-a spus despre tine că ești unul dintre puținii, dacă nu ultimii jurnaliști, care au curajul să scrie reportaj. Cum comentezi această afirmație? E o afirmație făcută de prieteni foarte buni, dintr-un exces de mărinimie, dintr-un exces de generozitate. Nu e nici pe departe adevărat. Sunt o mulțime de ziariști la fel de buni ca mine. De ce ți-ar trebui curaj ca să faci reportaj? Cum? De ce îți trebuie curaj ca să faci un reportaj? Pentru că trebuie să-ți găsești singur fondurile, nu ți-aduce, reportajul nu prea ți-aduce bani, îți ia foarte mult timp să-l scrii, să-l documentezi, să-l... Și neavând o redacție în spate, e mai greu. Dar acum au apărut organizații non-guvernamentale, sunt fel de burse pe care le mai poți folosi. Mai apar ocazii să scrii reportaj, să fie finanțat. Există printre jurnaliștii din România teama aceasta de a nu deranja pe cineva scriind despre un eveniment anume? Există la unii, dar la foarte mulți nu există. Dovadă că o mulțime de lucruri care se întâmplă în țară se întâmplă la presiunea presei, atât cât a mai rămas partea bună a presiei. Mai pică, se mai descoperă un director de spital, ba un primar corupt, ba toate astea, un deputat, toate astea pleacă de la articole, de la anchete din presă. Interesul românilor pentru Canada e în continuare destul de mare. Crezi că ce se va întâmpla? Ce crezi că se va întâmpla când vor avea libertatea să vină în Canada fără vize? Probabil se va întâmpla ce s-a întâmplat și în celelalte țări. Va fi un puhoi de oameni, dar care va veni încoace nu neapărat din România, ci din imigrația deja existentă de române. Vor veni din țările europene. Da, cei care au migrat din motive economice și nu au reușit să se împlinească în țările unde s-au dus, vor încerca și în Canada odată ce se vor deschide porțile. Nu cred că va fi așa cum am citit-o pe aici pe undeva, spunea că o să vină toți țiganii, toți hoții, toți cutare și o să ne facă de râs aici pe noi canadienii care suntem așa de parfumați și de frumoși deja aici în Canada, românii din Canada. Și o să vină ceilalți și o să ne facă de râs. Nu, n-aș spune că e chiar așa. Nu știu exact ce politică de imigrație va avea Canada, dacă își va selecta în continuare oamenii, cum îi va selecta, cum îi va primi, habar n-am, dar nu trebuie românii de aici să se teamă că vor veni ceilalți de acasă și o să-i facă de râs. Și până acum nu sunt infractori români dintre cei primiți cu acte și cu selecții și cu dosar în Canada sau va fi ce s-a întâmplat și în celelalte țări. Nu trebuie să existe o teamă. Plus că nu-mi place atitudinea asta, mie personal, dar nu contează, nu-mi place atitudinea asta că am venit noi întâi și de acum să nu mai vină nimeni. Toată lumea are o șansă. Dacă Canada a decis că îi primește pe români, atunci lucrurile o să meargă așa cum o să meargă. Eu zic că va fi bine și pentru Canada va veni o infuzie
bună, nouă, proaspătă de populație din România, va fi prost pentru români, că se mai deschide încă o poartă de golire a populației din țară. Sunt respectate drepturile omului în România. De la lucruri mărunte. Băi, nu prea sunt respectate, că mereu primim tot condamnări de la CEDO, mai ales legate de condițiile de detenție din închisori. Și aia sunt oameni, nu? E închis acolo, trebuie să le acord niște drepturi conform tratatelor la care noi am aderat. Ne-am luat niște obligații pe care nu le respectăm. Dar nu putem vorbi acum despre România ca despre o țară din lumea treia unde nu se respectă drepturile omului sau cum era în timpul comunismului, în dictatură. Mergem spre bine, însă atât de încet că nu o să mai apucăm. Ritmul ne omoară, nu intenția. Una din marile nemulțumiri ale românilor, noi imigranți, ar fi lipsa justiției în România. Există justiție, nu prea e bună. E făcută, dovedit, sunt cazuri manipulate politic, marile procese care privesc privatizarea, averi uriașe care s-au scos din țară, toate ajung în justiție și se blochează acolo. De ani și ani de zile se judecă niște procese. Cum e posibil să judeci un proces 20 de ani sau 25 de ani? Sunt 27 de ani și se tot lucrează la dosarul Revoluției. Noi încă nu știm ce a fost cu Revoluția. Baza încă nu ne e clar cu ea. Ce-a fost la mineria, de ce-a fost la cutare. Justiția este controlată în continuare. Apar și judecători curajoși, capabili să ia decizii drepte împotriva curentului sau împotriva cerințelor. Nu mai răspund la sfori când sunt trași. Și aici văd evoluții foarte bune. Ca ziarist am scris despre multe cazuri din astea. Se schimbă și acolo lucrurile. Se spune despre specificul românilor că au o anumită capacitate, o anumită aduranță, să spunem așa, la nedreptățile pe care le trăiesc, cu alte cuvinte, sunt foarte tolerabili. Unde credeți că a ajuns gradul ăsta de toleranță românilor în această generație? În mod istoric, noi avem fundul tăbăcit, așa ca să zic, am îndurat, am fost sub turci 500 de ani, după aia partea la asta de țară sub imperiu și așa mai departe. Suntem răbdători așa de felul nostru, dar există celebra sintagmă cu mămăliga românească. La un moment dat, mămăliga aia explodează, așa că trebuie să aibă grijă cei care tot învârt în ceaun, cât mai țin făcălețul și cât de adânc îl bagă, pentru că se adună și la un moment dat, uitați-vă, au fost manifestările astea, manifestațiile din iarnă, de acum, au ieșit milioane de oameni în stradă, împotriva unei intenții a guvernului. Deci cum interpretați ca fenomen social aceste manifestații? E o coacere a conștiinței. Până acum se întâmplau toate mizerile, se revărsau în capul românului și el săracul nu zicea nimic. Ei, lasă că vin alții, că o să dregem. În sfârșit, conștiința s-a copt, oamenii și-au dat seama, și încă nu e definitiv coaptă, e în proces de... Oamenii și-au dat seama că pot influența lucrurile astea direct. Nu mergem la vot, te lăsăm și 4 ani tu îți faci de cap și faci ce vrei tu. Tu te-ai dus acolo pentru că noi te-am numit și trebuie să vii, să ne dai raportul, să faci ce ți-am zis noi să faci. Nu te-am trimis acolo să schimbi lucrul ăsta, să faci altceva decât ceea ce ai spus. Și această determinare a românilor de a ieși și să-și apere drepturile în stradă poate fi interpretată și ca dorință de a nu mai pleca de acasă? Evident, cei care au ieșit în stradă au ieșit ca să-și facă curățenii la locul lor unde stau ei, în țara lor. Cei care au abandonat lupta au plecat de mult. Cei care au rămas, și s-a spus lucrul ăsta explicit, am munca aici, am copilul aici, vreau să-mi-l cresc acasă, faceți țara așa cum vă cerem noi, așa cum o vrem noi. Este un semn bun acesta pentru... Evident, e un semn încurajator. Mulți au spus că a fost o manipulare, că a fost împinși de la spate, au venit fel de fel de teorie ale conspirațiilor, că a fost Soros, că a fost cutare, că faceți voi manipulări de astea să iasă la fiecare aberație a conducătorilor, să iasă 1 milion de oameni în stradă și o să vedem că aberațiile se vor rări
până spre dispariție. Manipulate sau nemanipulate, nu contează, că acolo, când se adună, oamenii vorbesc între ei, comunică, sunt rețele sociale prin care ei reușesc să coaguleze o idee comună, indiferent cine a manipulat să ajungă acolo în piață. Din păcate, încă nu este destul de des și destul de masiv și destul de în forță pe cât ar trebui. Viorel, îți mulțumim pentru prezența în studioul Escu TV. Mulțumesc și eu pentru invitație. Îți dorim un sejur cât mai plăcut în Canada, alături de românii din Canada, o lansare de carte reușită la Toronto și, bineînțeles, multă inspirație, multă putere de creație și mai ales multă putere de observație în realizarea reportajelor despre noi, românii din Canada. Vă mulțumesc, vă aștept și eu la mine pe site să scriu despre voi, să-mi dați și un interviu despre românii de aici pentru românii de acolo. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Maria Ionicescu, vă invit să urmăriți emisiunile Escu TV pe canalele Videotron 616, Bell 1216, Cogeco 584. De asemenea, pe rețelele sociale, YouTube, site-ul web și pagina Escu TV. Pe tărâmul de expresie, să spunem, a limbii române, domnul profesor Antoan Soare asumă o tradiție. Bunicul a scris, domnul Antoan Soare publică Pretexte pentru Paradis. Într-adevăr, îmi permiteți să vă arăt cele două vulmașe cauză. Este culegerea de poeme de închisoare ale bunicului meu, generalul Petre Caramitru, și încercările mele poetice, Pretexte pentru Paradis. Două experiențe diferite, același demers. Total diferite, în sensul că bunicul meu a fost și a rămas toată viața lui cufundat în literatura de baștină, în țara lui de baștină. S-a prăpădit chiar în momentul plecării mele și cred că a primit cu o durere enormă vestea că am fost forțat să plec. Deci el a întrevăzut scrisul din acest punct de vedere românesc. El a rămânând scris pentru români, rămânând direct implicat în viața românească și, subliniez, fără nicio speranță de recunoaștere. Pentru că în anii 68, când el s-a prăpădit, nu era vorba ca asemenea poeme de închisoare să circule prin România. Demersul meu a fost cu totul altfel și, de fapt, cred că demersul oricărui creator din diasporă este extrem de individual. Sigur că au fost... Iar actul artistic rămânând ca o expresie pură a libertății. O expresie pură a libertății, dar, de ce să ne ascundem după cuvinte, o expresie stearpă, adică amenințată de uitare și de neglijență, dat fiind lipsa de comunicare. Și intră în joc și participarea afectivă. Ce afectivitate mai poți simți și cât pentru o țară pe care ai părăsit-o de 5, 10, 15, 20 de ani și cum se va mai manifesta ea? Ieșind dintr-o familie de anticomuniști înveterați, bunicul la închisoare, tata un tigru capitalist, cum îmi aminteau colegii la școala elementară, sigur, îmi adoram țara și, în aceeași măsură, uram regimul sub care ea se afla și care atunci, doamnă, ni se părea veșnic, odată pentru totdeauna. Nu mai speram vreodată că această frumoasă pe care o iubeam și care era România, frumoasă din pădure adormită, să se mai trezească. Și e drept că odată venit aici, am decis
poate cu oarecare justificare, poate nu, să tai complet legăturile cu acest spațiu care mi-a părat din ce în ce mai mult ca steril. Am renunțat la încercările poetice pe care mă încercau pe vremea aia ca pe orice tânăr de 23-25 de ani și m-am profilat pe istoriografie și critică în literatura franceză. Încercând pur și simplu să uit în minte și în suflet o Românie pe care, evident, o iubeam. Pentru că limbajul poetic e limbajul al sentimentelor, emoția pură, nu poți să scrii, să traduci în versuri o emoție pe care nu o trăiești. Absolut. Este deci o originalitate de trăire și mai este și o originalitate de expresie. Poetul se joacă cu cuvintele cum fetele tinere se joacă cu mărgele. Ne jucăm cu mărgele, le avem într-o cutie și le reținem pentru frumusețea ei. Mi s-a întâmplat la un moment dat să scriu un catren dedicat muzei mele în cutia cu cuvinte, să căutăm, mi-e drag. Tu le găsești mai bine de pe unde dorm, de-a valma, și când găsești destule cât să îți umple palma, cea mai fericită tu ești, că-mi iese de un șirag. Deci, alegem mărgele ca să facem un șirag. Ori mărgelele astea sunt intraductibile pentru că țin de sonorități în perfect acord cu expresia de care vorbeați, dar sonoritatea asta nu se poate reproduce într-altă limbă. Înțelegeți? Deci, poetul trebuie oarecum să se resemneze la o difuzare mai restrânsă și mai avară pe plan internațional. Așadar, revista Candela, 20 de ani de la apariția primului număr. Da, cred că această revistă, titlul complet fiind Candela de Montréal, reflectă foarte bine efervescența de care vă vorbeam, creșterea și diversificarea mijloacelor de difuzare ale culturii românești din diaspora. Această Candelă de Montréal, după cum titlul însuși o subînțelege, are o identitate românească și ortodoxă, între altele pentru că s-a născut sub oblăduirea Bisericii Bunavestire de la Montréal. Această revistă a luat extrem de repede, grație directorului ei, domnul Roșca, domnul Victor Roșca, o dezvoltare extrem de mare și a atins foarte repede un statut, a zice, internațional. Este o revistă care se, cum ați remarcat-o adineaure, se caracterizează prin diversitatea publicațiilor ei, o revistă într-adevăr culturală, în care își găsesc locul poeziile, memoriile, fragmentele de roman, eseurile, povestirile biografice, bref, o revistă care acoperă toată gama culturii românești din diaspora. Țin să subliniez rolul din ce în ce mai important pe care televiziunea îl va juca în această difuzare a culturii din diasporă și această conlucrare și schimb reciproc între această cultură din diasporă și țara de baștină, România. Așa că profit să vă felicit practic personal pentru activitățile dumneavoastră și în general să felicit televiziunea ESCU. Mulțumim foarte mult, domnul Anton Soare. O întrebare despre destine literare, Candela și celelalte publicații care apar în... nu în toate am văzut deschiderea spre altă comunitate lingvistică, însă am semnalat-o în revista Candela. Așadar, revista Candela găzduiește și scrieri în limba franceză și engleză, ceea ce este
deja un alt culoar, o deschidere spre un alt culoar, și anume al comunității multilingvistice. Doamnă dragă, ați pus un punct pe ei pe care l-am uitat într-un mod grosolan, zice, într-adevăr, și aceasta cred că este o particularitate unică a acestei reviste, Candela, care, în perspectiva de altfel culturală a guvernelor canadiene care s-au succedat în ultimii ani, practică acest multiculturalism care mie mi s-a părut dintotdeauna extrem de îmbogățitor. Să nu uităm că, într-adevăr, scriitorii români din diaspora sunt practic mai toți trilingvi. Vorbim româna, e foarte frumos, dar vorbim franceza și vorbim engleza la fel. E, revista Candela e cea care a știut să se deschidă către acest segment, cum bine ați remarcat, puțin reprezentat, dacă nu neglijat total, în alte manifestații. Rolul scriitorilor din diaspora este acela de a îmbogăți cultura națională, de a își face simțită prezența, indiferent de granițele unei țări. Absolut. Cred că foarte curând, în orice istorie a literaturii române, care se respectă, un capitol destul de consistent va fi consacrat scriitorilor români de peste hotare, scriitori români în românește și scriitori români în altă limbă. Sunt fenomene, oricum am spune, legate de țara de origine și care pur și simplu nu le putem ignora. Face ca și cum n-ar exista. Domnule profesor, vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim pentru o întâlnire minunată în studioul ESCU TV. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să reflectez mai adânc și mai atent la probleme care îmi sunt foarte dragi.